Alex, cum ai urmărit meciurile naționale U21 în Italia în urmă cu 2 ani? Le-am urmărit foarte, foarte atent. Țin minte că eram atunci la, la Liga 3 -a și am urmărit fiecare meci în parte și m-am bucurat ca și cum aș fi fost lângă ei. Te-ai gândit atunci că ai putea să joci și tu la Jocurile Olimpice? Nu m-am gândit, nu m-am gândit până atunci niciodată că o să ajung să joc la niște jocuri olimpice, dar mă bucur că am șansa asta și o să profit de ea la maxim. Când ai realizat acest lucru? Că s-ar putea întâmpla? V am început să realizez și să, să, cred în lucrul ăsta când am ajuns prima aici, la, la Under-21. Și cred că sunt incapabil să, să câștigăm și o medalie. Realizezi ce ar însemna pentru tine câștigarea unei medalii? Ar însemna foarte mult atât pentru noi jucători cât și pentru țară și vom merge acolo să, să dăm tot ce avem mai bun. Ce amintiri ai despre cei 11 ani de juniorat la Chiajna? Sunt foarte mulți ani acolo, am crescut de acolo, sunt normal amintiri și bune și rele, dar mai mult bune. Uh, și eu am rămas cu o impresie bună. Îți mai amintești prima zi când ai mers la club? Da, țin minte. Eram, uh, aveam vreo șase ani, cred, și am plecat să... nici jucăm cum acum, plecam în copilărie și domnul Lița Dumitru m-a văzut și mi-a zis du-te du acasă, ia-ți ia în pe tine o pereche de ghete și vin la antrenament. Că tot ai pomenit de acesta liță, Dumitru a crezut în tine. Ce credeai că o să faci în viață înainte să te descopere el? Nu știu, nu cred că eram, eram capabil să fac altceva decât fotbal. Știam, fotbal vedeam, fotbal am văzut și de la tatăl meu și ăsta mi-a fost drumul și, și cred în continuare în el. Care este cel mai mare beneficiu pe care ți-l oferă fotbalul în acest moment? Viața pe care o trăiesc. Ce poți să faci acum? Și nu puteai să faci acum 5 ani? Păi acum pot să fac multe. Am demonstrat la multă lume că, că ce pot. de fapt, ce puteam de atunci să fac și nu credea nimeni în mine, le-am le demonstrat de fapt că acum pot să fac. Și cam atât. A fost dificil să faci pasul de la Botoșani la Craiova? O echipă unde presiunea este foarte mare. Da, vă dați seama că a fost pu puțin mai, mai greu, dar uh, sunt, un, uh, sunt un băiat asumat și este normal că, când joci fotbal să ai presiune pe o merită și Ai cucerit Cupa României în acest sezon și ai postat o poză cu tine și trofeul în vestier. La ce te gândeai în acel moment? Nimic, eram foarte fericit și mă gândeam, mă gândeam cum ar fi fost să, să iau și campionatul, dar uh, sunt tânăr, am 20 de ani și cred că vor veni multe alte trofee în mea. Sezonul viitor Craiova va avea două echipe în Liga 1. Aștepți meciul cu cealaltă formație locală? Uh, da, normal, nu avem niciun fel de, de treabă cu... Cu echipa cealaltă a Craiovei. Eu zic că pentru fotbalul Craiovean este foarte bine să aibă două echipe din, din același oraș. Rivalitatea este mare, dar cel mai bun să câștige. Care este sportul pe care nu l-ai practicat niciodată? Ce sport n-aș practica niciodată? Golf? Îți e teamă de ceva anume? de șerpi. Ce superputere ai vrea să ai și ce ai face cu ea? Aș vrea să, să mă teleportez din pricina faptului că mi-e frică foarte rău de avion. Care a fost ultima persoană pe care ai îmbrățișat-o? Pe iubita mea când am plecat de acasă. Când ai spus ultima oară mulțumesc? Mai devreme, la masă. Cu cine ți-ar plăcea să faci schimb de viață pentru o zi și de ce? Cu Messi. De ce? Că e cel mai mare fotbalist al lumii. Ce materie ți-ai fi dorit să aprofundezi la școală și de ce? Mi-aș fi dorit să aprofundez germana, fiindcă am fost acolo și am și învățat.